Sute de ieșeni doresc să devină asistenți maternali. La Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului sunt în prezent angajată pe aceste posturi peste 800 de persoane. Instituția are în desfășurare și un proiect ce are ca scop principal formarea și angajarea a 225 de noi asistenți maternali. Cursurile vor fi predate de specialiștii din cadrul Departamentului de Resurse Umane, psihologi, dar și asistenți sociali. În cadrul acestora sunt educați asistenții maternali pentru a putea îngriji atât copiii sănătoși, cât și cu probleme de sănătate. De asemenea, instituția are în desfășurare și un proiect de desființare a centrelor de plasament din județul Iași și construirea unor locuințe colective. În total sunt 14 centre, în locul cărora vor fi înființate case cu un spațiu în care pot locui 12-14 persoane. Fiecare locuință va fi compusă din bucătărie, sală de lectură și 4 camere.